Mă aflu în Malbork, Polonia, undeva prin nordul Poloniei. Am plecat din București cu avionul până în Oradea, de acolo am luat trenul până în Budapesta, încă un tren la Katowice, încă un tren spre Poznan, apoi un tren spre Wrocław, de acolo cu trenul la Gdansk, cu trenul la Malbork, înapoi la Gdansk și apoi spre Varșovia și București. Vă invit să urmăriți imaginile. Într-o dimineață foarte devreme am plecat din București spre Oradea. Am dus spre aeroport. Era foarte devreme, foarte frig. Aeroportul destul de aglomerat pentru ora aceea. Emoțiile la maxim, pentru că tânjeam după călătoria asta de multă vreme. Am așteptat cu stoicism deschiderea gate-ului pentru îmbarcare. M-am suit în autobuzul care urma să ne ducă la avion. Pur și simplu nu mai aveam răbdare, vreau să plece odată autobuzul ăla. Până la urmă a plecat. Și abia așteptam să urc în avion. Am ajuns la cazare în Oradea, Hotel Maxim, un loc foarte mișto, foarte decent, la un preț super ok, condiții excelente. N-am luat varianta cu mic dejun, dat fiindcă oricum a doua zi urma să plec devreme. Mă aflu în Oradea pe podul centenarului, un loc foarte drăguț și acest pod traversează Crișul aici. Hai să ne uităm. Acesta e podul, foarte mișto făcut. Așa. Și aici, pe Crișulețul nostru, avem și niscaiva lebede. E o vreme frumoasă pentru perioada asta din an. Din păcate văd și gunoaie prin apă, o sticlă care plutește.
că nu trec mașini și se aud numai sunetele naturii. Este foarte, foarte frumos. Oradea mi-a lăsat impresia unui oraș foarte îngrijit, foarte curat, foarte civilizat. A fost pur și simplu un șoc pentru mine să descoper un oraș foarte mișto. Geamul e un pic cam murdar și nu știu în ce măsură se vede foarte bine afară, din cauza asta. Perioada asta anului prevedem frunze verde și alte peisaje frumoase, dar nici zăpadă nu e. Destul de cald pentru perioada asta anului. Să vedem cum va fi în Budapesta. Thank you.
ajuns și la cazarea din Budapesta, o cazare foarte basic, cu o cameră simplă, cu toaletă comună și duș comun, dar suficientă pentru nevoile mele pentru o noapte în Budapesta. Sunt mulțumit de alegerea făcută. Am plătit doar 68 de lei pe această cameră. Este o alegere excelentă, e foarte aproape de gara Cheleti, unde am ajuns cu trenul. Și gara Cheleti nu e foarte departe de gara Nugheti, de unde voi lua trenul ulterior spre Katowice. Asta e vederea mea din balconul cazării, o zonă pe care urmează să o explorez în curând. Zgomotul de fond e cam mare, dar e pentru că e geamul deschis. O să-l închid, sper că să nu se mai audă chiar halul ăsta. Ok. Și da, trebuie să-mi pun ochelari, fără ei nu văd nimic. Așa, să căutăm Marea Bună. Acum, hai să accesăm un site. Mare care să vedem dacă chiar avem, pare că avem, și acum hai să accesăm și un speed test. Vedem ce se întâmplă. Da, e ok. O să testez și rețeaua mobilă, pentru că să am ca backup, pentru că mi-a fost în cazul în care conexiunea asta ar fi greu. Ia să vedem ce semnal avem aici. Oh, e full semnal și este și 4G. Este super. Ok. Hai să fac și o conexiune pe hotspot. Să mă deconectez de la conexiunea asta a lor. Prin natura activității mele, e important să verific calitatea conexiunii de internet unde mă cazez, ca să nu am probleme. Și da, nu e foarte grozavă, dar e suficientă calitatea pentru nevoile pe care le voi avea în zilele următoare. Oricum, nu stau decât o noapte aici, deci e ok. Ori cu conexiunea pe mobil, ori cu conexiunea de la hotel, mă voi descurca. A fost o plimbare interesantă. Mi-am luat niște ciocolățele, niște pliculețe de astea de cafea 3-in-1, să îmi fac mâine dimineață, un musli și, de ce nu, o doză cu șampanie de la Lidl. Și acum vapez aici, cu aromă de cafea și cu aromă de căpșună. Voilà. Mă încerc să văd ce noutăți mai sunt aici pe calculator. Și pe urmă, e exclus să mai ies un pic. E destul de vreme. În România e ora 7, aici e ora 6 după amiază. Deci probabil voi mai ieși. Și da, am mai ieșit. Doar că imaginile n-au mai putut fi prezentate aici, pentru că am avut o problemă cu cardul SD de la camera video. Am mers la un concert extraordinar.
Fishman, like my Așa am încheiat șederea mea în Budapesta, alături de prieteni, și acesta este sfârșitul primului episod din călătoria mea.